Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu etalarea pentru 2021 pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în RAC. Înainte de a începe etalarea, aș vrea să să fac un anunț, să citiți și sub video, să pentru cei care aveți dorința, plăcerea, interesul să ieșiți un pic din energia tarotului și să primiți informații și vibrații frumoase și pe alte cale, în mod special pe cale artistică, atașez sub video un link către noul meu canal de artă, care sper să vă inspire cel puțin la fel de mult ca aceste etalari. În plus, în curând o să atașez sub fiecare video un link către contul meu de PayPal pentru cei care vor să doneze acestui canal, care sunt mulțumiți de ce au aflat de -a lungul timpului, de cât uh, uh, i-a ajutat uh, sau cât v-a ajutat uh, v-au ajutat mesajele pe care le-ați primit aici, alături de tarotela. Haideți să începem metalarea, dragii mei, ce cu soare, lună, venus, arcene, nord, nord, în rac. Mesajele au primit, ați, au venit, ați primit cu alte cuvinte, ați primit deja mesajele de la îngeri. Primul a fost, dați-vă o șansă la dragoste și al doilea, primiți dragostea cu apreciere. Ideea este că, ideea este că, Va trebui să învățați să reînvățați să iubiți și să vă dați șansa să reiubiți, pentru că se pare că unii dintre voi, după cum o să vedeți, au venit niște cărți. Ați avut parte de niște personaje, uh, oarecum, oarecum, uh, da, a fost o pasiune, a fost o aventură pentru cineva, ați avut parte de niște personaje mai aventuroase și mai puțin stabile. O să discutăm când vă arăt cărțile care au venit. Însă, din partea mesaj, din partea îngerilor, ați primit ca și mesaje pentru 2021. Dați-vă șansa la dragoste. Ce interesant e, uite, frumos. Aveți numărul 23 și 23 uh, înseamnă 5, da? 2 și cu 3 înseamnă 5. 5 este și vibrația lui 2021. Deci 5 înseamnă, intrați pe vibrația lui 21 și prin, uh, prin acest mesaj, este o schimbare, este o schimbare necesară în viața voastră sentimentală, va fi o schimbare necesară și nu doar în viața voastră sentimentală, în felul în care vă, vă aruncați oarecum în necunoscut, pentru că unor trebuie să riscați, take a chance, să vă dați șansa, dar dacă nu, nu riscați, aici o chestiune de, de manifestare, dacă nu riscați, nu aveți cum să aveți șansa aceasta, evident. Um, și la un moment dat va trebui, în această șansă pe care vă o acordați, în acest risc pe care vi l a suma, să, să iubiți încă o dată, iar după ce ați mai iubit, după ce ați trecut prin ape tulburi, uh, va trebui să, în 2021, unii dintre voi care poate așteptați o dragoste wow, o dragoste wow, va trebui să vă, să învățați să apreciați gesturile mici de dragoste, de apreciere, ca apoi să se construiască relația și să începe să aveți încredere și să vă asumați eu știu călătoria împreună prin noul portal. Interesant este că în această carte se vede un portal și nu, a, inter și mai și, nu doar un portal, este un înger. Este un înger care vă cheamă, vă cheamă pe amândoi pe voi și pe personajul cu care vă veți da șansa la această dragoste vă cheamă către pe un nou drum și după cum vedeți apele sunt mai line aici încă sunt tulburi uh, unii dintre voi va trebui să depășiți adică va trebui, o să depășiți pur și simplu, o să depășiți aceste probleme prin care ați trecut în ultimii ani în mod special în anul care Tocmai se încheie, și veți intra în această călătorie mult mai confortabilă. Nu mai confortabil. Am vorbit de un portal. Există un portal energetic prin care veți trece la un moment dat cu viitorul sau viitoarea sau cu actualul actuala parteneră, dacă vă dați șansa la dragoste. Dar să nu uitați că uneori dragostea nu vine chiar așa cu bubuiel și cu cinește ce gesturi euh, explozive, nemaipomenite. Poate să vină prin gesturi mici. Dar care vor umple un ocean. Că toți sunt semne de apă. Gesturile pot să pară mici, înghețate ca acest fulg, dar care în mâna voastră, în. Cupa voastră de apreciere se pot opi și pot umple acest ocean. Puteți crea încet, încet. Și zic de creație pentru că aveți aici, aveți răbdare. Aveți răbdare că va veni și dragoste, dragostea pentru voi. Știți că veți spune, Hai, mă e la că aștept de atâta timp. Unii, unii cu marcaj în semnul oracle, așteaptă de mult timp o dragoste adevărată. Va veni cu răbdare. Aveți răbdare pentru că în această carte superbă este floarea de lotus care. Are o tulpină, știți, este lungă tulpina, pornește din amol, trebuie să. a în continuare, dar la un moment dat veți ajunge în 2021 la această înflorire. A trebuit să treceți prin multe, prin multe situații neplăcute, întunecoase, nămoloase, da? Aveți răbdare și învățați să petreceți timp de calitate cu oamenii care vin. Da? Să aveți grijă ce fel de oameni vă alegeți și dacă timpul nu e de calitate, alegeți conform uh, calității. Conform calității, ascultați și vorbiți cu cel de lângă voi ca să vedeți cum vă potriviți, ce și cum. Iar aveți răbdare, aveți uh, credință. Amândouă sunt foarte importante în 2021 și acționați până una alta, până întâlniți acest fulg, acest personaj, da? Cu care veți avea o călătorie, într-adevăr, deosebită. Până atunci acționați de ca și când partenerul este aici. Ce înseamnă asta? Să vă faceți timp în viața personală, să aveți timp o oră, două, chiar dacă partenerul nu este, chiar dacă nu l-ați întâlnit, să rupeți din timpul vostru, din programul vostru, și să aveți un timp de ca și când ați fi împreună, adică să vă plimbați de ca și când v-ați plimba cu el sau cu ea. Să stați de vorbă cu voi de ca și când stați de vorbă cu el, cu ea. Să aveți un loc în, în cameră, în pat, în, în dulap, de ca și când acolo ar fi lucrurile lor. Înțelegeți? Asta înseamnă manifestare. Din seria cărților care mi-arată energia generală a lui 2021, aveți copilul invers. Și destinul. Și la capătul setului de cărți aveți dragoste, ce frumos, ce frumos. După ce, în spate aveți 8 de apă. 8 de apă care de obicei lasă în spate, iau-te, lăsați în spate un suflet pereche. Lăsați în spate și vă vindecați ceacrele și tot. Lăsați în spate un suflet pereche care v-a adus multă dezamăgire, multe rămi, nouă de aer, da? Au fost două personaje la un moment dat în viața voastră, în viața lor, doi de băte și doi de apă. Un suflet pereche pe care trebuie să lăsați în urmă ca să manifestați adevărata dragoste. Și să nu uit pentru că trebuie să spun și asta, take ce sunt în love, să nu uitați că asta înseamnă și să vă dați dragoste, șansa la dragoste față de voi. Și asta înseamnă mult, nu egoism, să vă iubiți, nici nu, nu o să ai acceptare în totalitate, acceptați ce nu se poate schimba, ce se poate schimba, lucrați acolo, ce se poate schimba pentru că oricând se poate. Da, cinci, înseamnă schimbare, putem să schimbăm prin creativitate, anumite trăsătură, noi ca să ne pregătim pe urm pentru următorul, următoarea. Um, parteneră. Am zis că a venit copilul invers. Pentru unii dintre voi aveți o situație cu un copil în 2021. În 2021 un copil, vedem cum va apărea, cartea dacă va reapare într-un fel sau altul. Un copil va fi un subiect de discuție și nu tocmai, probabil, veți avea discuții cu un copil, va trebui să vă luptați cu el, cu personalitatea lor, pentru unii asta, pentru că a venit carta invers. Pentru alții, dacă, pentru că aveți aici niște aventuroși în spate, în 2020, dacă a existat cineva copilăros, imatur, în destinul vostru, învățați să... acceptați situația și să vă concentrați pe destinul vostru. Eventual, dacă voi ați fost uleacă imaturi în anumite situații, învățați să vă asumați destinul. Să vă asumați destinul și să înțelegeți adevărata dragoste care vine după 8 de apă. Ce înseamnă 8 de apă? Cel care pleacă către nouă, da? Cel care se eliberează de cupele goale și merge către satisfacții, dragoste față de, de sine, da? Ca să puteți să manifesta dragoste față de voi și față de cine vă este predestinat destinul. Iar o zi, pentru că trebuie să zic că casa a 12-a necunoscutului, poate visați despre dragoste, poate uh, vă conectați într-un mod misterios, poate este o dragoste secretă casa a 12-a, casa a 12-a peștilor, nu obligatoriu pești. Însă casa a 12-a, a necunoscutului, a vieților anterioare, a destinului care vine pe o cale misterioasă. Destinul iar este un subiect foarte important. În 2021 cum vă manifestați destinul și pentru asta trebuie să aveți răbdare, să petreceți timp de calitate și să aveți și credință, credință și să acționați de ca și când partenerul este aici, de ca și când aveți jobul respectiv, da? Asta înseamnă să vă pregătiți în manifestarea destinului vostru. Pentru că este ceva nemanifestat. Acum citesc altfel cartea. Copilul este numărul 1, manifestorul, este starea incipientă, e a venit invers. Încă nu știți exact ce să manifestați în destinul vostru. De aia trebuie să alegeți, trebuie să aveți răbdare, trebuie să curățați ceva. O să vedem ce alte cărți mai vin. Haideți să vedem. Destin. Destinul numărul 16. 16. Hmm. Alte mesaje pentru cei cu soare, lună, venus, să ascendem la în, în, în... Numărul 16 este temperanța. Oare? Sau Da, temperanța. Că după diavol vine temperanța. Deci trebuie să aveți răbdare, da? Temperanța înseamnă răbdare. Să aveți răbdare manifestarea acestui destin, acestui lotus, să înfloriți. Va trebui să aveți multă răbdare. Amestecam și am picat camera. Va trebui să, să tai acolo videoclipul. Mai, mai, mai. Alte mesaje pentru cei cu soare, Lună, Venus, să ascendem, adunat în Alte mesaje pentru răcușori. Ok, asta. Ia uite, îngerul lui Jupiter se trezește. Jupiter, Jupiter care apare la casa a 12 a peștilor, Jupiter care intră acum, este în conjuncție cu, cu Saturn, Jupiter care intră în vărsător, vă va ajuta într-un anume fel să vă treziți. Am zis că este casa a 12 -a și ia uite, Rings of Time, 44, un număr maestru, 44. Sunt uh, imediat, vă explic cum văd eu cărțile. Este o stare de amorțeală, de, de somn într-o anumită direcție în viața voastră. De acolo, din acel mister, în acel somn, se va trezi dragoste. Este Casa 12. aici este cineva care doarme, da? Casa 12 a peștilor, asta înseamnă somnul, călătoria nocturnă, călătoria pe care pe calea viselor și Jupiter guvernează această casă. Aici se va trezi ceva, în această casă a 12-a a lui Jupiter, se va trezi ceva se va tre și chiar o figură feminină. Energia feminină a unora dintre voi, chiar dacă sunteți marcați de lună, nu toți, dar unii chiar sunteți marcați de lună și zic nu toți pentru că știu eu de ce, pentru că mai am habar și de astrologie vedică. Însă, Îngerul lui Jupiter se va trezi în 2021. Și Jupiter ce înseamnă noroc? Înseamnă credință, înseamnă noi orizonturi, înseamnă expansiune, înseamnă studii superioare, înseamnă o anume legătură spirituală o anume legătură spirituală care se poate realiza prin conexiunea cu alte culturi, dar în mod special simt că pe timp de noapte și într-un mod misterios ceva se va trezi. Ideea este că la capătul setului de cărți au The Hidden Beauty, o frumusețe ascunsă. Frumusețea voastră sufletească a stat ascunsă, 45 și 44, dacă acesta vă spune ceva ca și vârstă, însă nu neapărat. E o evoluție de la... De fapt, e involuție. 45-44, Rings of Time. Uh, această carte mi-aduce aminte de Saturn. Saturn care, într-un fel, v-a afectat foarte mult. Pentru că el are aceste uh, inele și el reprezintă timpul. Și acest Saturn va a ținut oarecum într-o Într-un mister, într-o stagnare, într-un fel sau altul, n-ați putut să vă exprimați această frumusețe, această dragoste din niște motive? Dar 44 înseamnă 8. Lucrurile s-au transformat. Lucrurile s-au transformat în această așteptare și rămâne acum să se trezească tot ce este mai frumos, da? A stagnat, a au stat într-o amorțeală, într-un somn, ca interesant, mi-aduc aminte acum de povestea uh, frumoasa din pădurea dormită. Și dacă mi-aduc aminte, e clar că e un, o lecție acolo, e o lecție în această poveste. Frumoasa Interesant, ascunsă, frumusețea voastră ascunsă, adormită și amorțită din cauza acestui saturn și a unor legături karmice, ca asta înseamnă saturn. Și legături karmice nu înseamnă doar relații cu partenerul vostru, un partener karmic sau parteneră, înseamnă și contracte la locul de muncă, înseamnă foarte multe. Înseamnă foarte multe. Și când vorbesc de Saturn, nu mă refer doar la Capricorn. Că Saturn guvernează, dacă, dacă nu știați, și vărsătorul, dar Saturn, în general, guvernează karma. Karma care poate să vină în orice, la toate zodiile, în diferite forme, da? În diferite forme. Deci nu limităm Saturn doar la Capricorn și la Uh, nevoia de bani, nevoia de stabilitate, au fost niște lucruri care au trebuit transformate, pentru că aveți de două ori patru. Nevoia de stabilitate financiară, nevoia de stabilitate în relații, da? Ceva, ceva nu a mers. Și totuși, această stagnare s-a transformat și cu răbdare va înflori în curând. În curând. Pentru că aveți dragoste la capătul setului de cărți. Aveți dragoste. Înfloriți. Veți vibra. Take a chance on love. Și, asta, și șansa asta este confirmată și de faptul că acest copil a venit invers. Este o, manifest, o neîncredere în a manifesta ceva de la unul. Da? de vi se zice aveți răbdare, aveți credință și chiar dacă zice nu că am, că am mai e ceva de lucrat mai e ceva de lucrat ca să întoarceți cartea în poziție normală și să manifestați, să aveți încredere să manifestați destinul vostru. E o chestiune de neîncredere faptul că a venit soarele în jos, da? V-am dat mai multe mesaje. Vă rog frumos să vi le selectați cu grijă. Acum, hai să vedem. Patience. Aveți răbdare. Aveți răbdare că veți înfori și voi și veți înfori într-o relație frumoasă. Ia să vedem. Nu reușesc să fac. Din seria cărților pe care le voi folosi în etalare, au venit la un moment dat, în timp ce am amestecat Regele de Monede și Aventurosul. Posibil, cineva, oricum marcaj în semn de. marcaj nu neapărat să odie, marcaj în semn de foc sau marcaj în semn de pământ, a avut o atitudine aventuroasă. Unul dintre voi a fost poate mai fix, mai rigid în niște concept, niște principii. Celălalt a avut nevoie de explorarea unor zone necunoscute. Și iar se confirmă același duo, foc și pământ. Iar semn de pământ, trei de monede, cofi taur, cofi capricorn și șase de bâte. Cineva care a încercat să atragă atenția, care atrage atenția, care... Bine, se, cărțile se pot citi în multe feluri. Dar cu acest aventuros am senzația că cineva a încercat să atragă atenție, o atitudine oarecum egoistă. A fost un triunghi pentru unii dintre voi. Un triunghi la locul de muncă, la locul de muncă, iar apare cineva cu o poziție destul de importantă. Acest cavaler de bâte asta îmi sugerează. În, această, în, acest context. Aș putea să vă vorbesc de o victorie la locul de muncă, dar în mod special, în mod special, aventurosul ăsta va, va pus ori va pus într-un triunghi, ori ceva, triunghi amoros. Ceva, ceva neplăcut. Ia uite. Cineva care e foarte încăpățânat. Nu vrea să iasă din ideile sale. Cofi semn de pământ, cofi al semn. Rămâne în povestea lui 2020. Haideți să vedem acum 2021. Am lumânare? Am. RAC, Soare, lună Venus, Ascentenă, nord RAC 2021. O să fac uh, câte o carte pentru fiecare lună. Aproximativ. 3 de cupe. Ianuarie, februarie, martie, Uhu. martie, Ia. aprilie, ce frumos, mai, Iunie, uh, iulie, august, septembrie. Wow, octombrie, noiembrie, decembrie. Superb, superb. La capătul setului de cărți aveți 5 de spade și nebună. Ah, lăsați, am zis că lăsați, lăsați eventual un, un semn de pământ în urmă sau semnul de pământ vă lasă în urmă. Asta. Ia, ce e în urmă, e în urmă și aveți un zero. Dar nevoia de a începe de la zero, aveți și unul care încă e nemanifestat, deci e chiar zero, unul dă în zero. Sunteți într-un moment punct zero al destinului în care trebuie să manifestați altceva, să vă dați această șansă la dragoste despre care am spus mai devreme, să treziți acest Jupiter, acest noroc. Jupiter este destinul vostru, este soțul vostru, mai ales doamnele. Jupiter este soțul vostru, însă aveți aici un semn de aer pentru unii sau cineva cu marcaj puternic sau dacă nu e marcaj puternic în semn de aer, există niște discuții, niște argumente, egoul cuiva de a câștiga ceva. Lăsați-le în urmă. Poate se vor manifesta, nu poate, cu siguranță acestea se vor manifesta și prin 2021, dar îi lăsăm în pace, ne concentrăm pe mesajele frumoase. În ianuarie aveți trei de cupe. Uh, întâlnire cu niște prieteni, vă bucurați de ceva, vă bucurați, este minunat, super ar fi, uh, să manifestați bucuria. Uh, sunteți voi semn de apă, ar putea să fie un alt semn de apă, da? Pentru că vă și valetul de apă. Vă și regele și regina la un moment dat. Regele și regina uh, și, și luna, sunt de dragostiți, Două cupluri, două cupluri divine, ce superb, superb, două cupluri divine. În primul rând, voi semne de apă și v-a apărut dragostea. Și multă pasiune, multă pasiune, da? Semne de apă, emoții, dar și multă pasiune. Cred că sunteți unul și același cuplu. Unul și același cuplu. Pentru unii. Acum, să pun cărțile la loc și să mă concentrez pe mesaje. General, într-adevăr, dar vedeți, în timp. Puteți să reveniți să vedeți ce se poate manifesta, pentru că la început de an putem, am mai spus eu, putem să ne facem și eu așa fac și vă, vă sugerez să faceți și voi o listă cu ce vreți să manifestați din mesajele pe care le, le auziți și aici și pe alte canale, că sunt convinsă că ascultați și alte canale, da? Și normal să ascultați, da? Ce vreți să manifestați? Pentru că dacă puneți pe hârtie, aveți mai multe șanse de manifestare. În ianuarie am zis că vă bucurați de o întâlnire cu prietenii, de o întâlnire cu cineva care vă emoționează. Prietenii sunt importanți pentru voi. Trei de cup. În februarie aveți de discutat, primiți un mesaj emoțional sau voi încercați, sau cineva poate încearcă să se împace cu voi, valetul de cupe. Puteți să fiți și voi sau cineva cu marcaj în, semn, marcaj în semnul peștilor, chiar mai sensibil decât voi, care încearcă să comunice emoțional ceva. Poate să vă vindece, da? Această, trei și de cupe și valetul de cupe, cred că e o situație care se manifestă din ianuarie în februarie. Întâlnirea cu cineva, cu cineva care vă vinde că alină, vă aduce poezie, valetul de cupe foarte poetic, foarte sensibil, Uh, ar putea să pară imatur emoțional, dar nu. Asta pentru că este foarte delicat. Uh, posibil în spate să aibă o inimă foarte profundă, un suflet uh, și emoții foarte profunde. Dar nu vă luați după aparență. Însă, există și varianta: doar este o carte. Există și varianta ca cineva să fie imatur. Vedeți ce vreți să manifestați. Totuși, eu zic că cineva vine. Ocupă de vindecare. Pentru că v-am văzut supărați, da? Vreți să manifestați ceva? Ocupă de vindecare. De împăcare. Sau încearcă să-și exprime emoțiile. Asta în cazul în care nu vă reprezintă pe voi. Poate voi veți simți după atâta bucurie să exprimați emoțiile față de cineva, da? Nu excludem și varianta asta. E doar o carte, totuși. Trebuie să pun foarte multe cărți și să fac o oră etalarea, nu? În martie aveți acest rege de bute. Rege de bute, multă pasiune. Cineva vă atrage atenția, cineva vă instigă, poate voi sunteți unii dintre voi simțiți că luați foc față de cineva în sens frumos. Simțiți că pasiunea se naște. În aceste, aceste, momente frumoase, discuții emoționale, se naște un, un, foc și o pasiune în voi dacă vă dați șansa la dragoste. Da? Și nu doar pasiune, se pare că în aprilie veți conștientiza și mai multe emoțiile pe care le aveți față de cineva. Dacă la început era o poezie, o stare de visare, da? bucurii, Conexiuni între sufletele voastre, da? În martie se aprinde focul, și în aprilie deja simțiți că lucrurile sunt mult mai profunde, mult mai profunde și va trebui să învățați să vă controlați emoțiile și am zis eu, arătați doar o cupă, dar. Nu este doar atât, este mult mai mult. Este un ocean de emoții pe care veți simți, le veți simți față de cineva. Va trebui să învățați să stați deasupra lor. Și să fiți generoși emoțional, dar să să manifestați și pasiune. Că doar emoțiile nu ne ajută într-o relație, mai ales dacă vă întâlniți cu sufletul pereche. Când nu are unii aveți șansa să vă întâlniți cu sufletul pereche. Unii, nu toți. Alții vor avea momente frumoase cu prietenii. În aprilie am zis că simțiți cât de profunde sunt sentimentele voastre față de cineva, cu fi semn de apă, cu fi semn de foc sau nu semn, cineva cu marcaj, cu marcaj acolo, poate să fie ascendent în leu, poate să fie ascendent în berbec, da? Nu neapărat zodie. În mai aveți acest opt de spade, posibil pentru unii să fie un semn de aer care e blocat, e blocat, sau cineva care. Eu cred că există cineva în preajma voastră care se gândește insistent la voi și, și nu știe cum să manifeste. Va fi un soi de obsesie mentală, avem emoții, pasiune și după toate astea începe să vă gândiți obsedant la ceva, la această poveste și apare turnul. Apare turnul undeva prin, am zis, mai iunie. O separare, o trezire, o deconstrucție necesară. Și, în primul rând, simt că va fi o deconstrucție a unor frici. Cum să manifestați această dragoste și această pasiune. Aici este problema manifestării. De a venit și copilul invers, al destinului. Pentru că, interesant, Sub acest 8 de... Deși reprezintă altă lună, dar sub, așa a fost să fie. Sub acest 8 de spate apare și luna. Sunt niște frici legate de felul în care vă manifestați voi pasiunea într-o relație care simt că începe să se înfiri pe prin ianuarie, februarie, martie, aprilie, da? Și apoi începe stresul. Stresul. Evident că poate să fie și altcineva care se gândește la voi. Poate ei sunt stresați. Cum să manifestați această dragoste? Cineva... E într-o cușcă mentală. Și este nevoie, este un opt, da? Este nevoie de transformare mentală ca să. Și transformarea va veni prin turn. Ca să puteți manifesta ce este mai frumos. Pentru că e foarte frumos. După acest eveniment neașteptat, un eveniment neașteptat va fi în iunie. Cu fi separare, cu fi trezire, cu fi uh, legați de job, orice poate să fie. Acest turn este neașteptat. Este Uranus. În iulie apare temperanța, temperanța care am văzut-o, aveți răbdare, da? Have patience, have patience, racilor. Dar e o lecție pe care mulți trebuie să o învețe, mulți raci. Aveți răbdare, vindecați-vă de aceste frici care vor mai veni, aveți răbdare, curățați-vă energetic, echilibrați-vă emoțional, cum am zis mai devreme, apare subregere de cupe, puteți să fiți foarte bine voi sau cineva cu marcaj în, aveți marcaj în pești, scorpion și rac. Hă. Toată familia de apă. Da? Este frumos dacă, reuși, dacă reușiți voi, dacă destinul vă aduce cineva care vă înțelege și emoțional și cu care puteți manifesta pasiune adevărată și creativitate. Dar după turn apare temperanța. Cu răbdare începe reconstrucția. Reconstrucția voastră interioară ce a ceea ce s-a dărâmat, vindecarea de frici profunde, emoționale, care vin pe filieră maternă. Da? Mai ales bărbații, eventual, unii dintre, unii dintre voi nu știți cum să manifestați latura aceasta feminină, chiar dacă sunteți raci, chiar dacă sunteți raci, sunteți semne cardinale, aveți nevoie de acțiune, de acțiune, în regele de bute. Și iar, da? Cum a femei bărbați, e o chestiune, da? Nu înseamnă că dacă sunteți guvernați de lună, gata, sunteți și feminini toți, Nu. nu. În iulie ar putea să fie cineva cu marcaj în săgetător ca văd iar. Cineva cu marcaj în săgetător iar văd de trei ori, cărți de, uh, două cărți de foc și, și săgetătorul, dar nu obligatoriu. Pentru că avem și leul, cineva cu marcaj în leu. Însă aveți răbdare. Aveți răbdare pentru că frica iar va, va reveni undeva în august. În august, probabil la a, ah, interesant, la luna plină din august. Aici trebuie să, mă, să vă eliberați voi, e transformarea aceasta, să vă eliberați voi de niște situații. Legătura cu mama, care a fost, este, știu că sună ciudat, dar înțelegeți că nu toate legăturile materne sunt, sunt bune și multe trebuie vindecate. În august la lună plină, va trebui să, să, aveți, să, să revizuiți iar niște chestiuni care vă, vă aduc teamă, vă aduc îngrijorare, niște lucruri confuze, niște secrete. Trebuie să treziți, iau Jupiter, să treziți norocul, dragostea. Și veți face acest lucru, pentru că urmează în septembrie regina de cupe. Că sunteți voi, că e alt semn de apă, veți manifesta această latură feminină în, în, dragoste, nu doar masculină. de e frumos, pui, este superb. Este superb. V-am arătat două cupluri divine în septembrie. Repet, poate să vină alt semn de apă, să revină, pentru că văd că apare ianuarie, februarie, aprilie, septembrie. Acum, câi semn de apă, câi semn de foc, că nu contează ce semn este, ceva se, -a la nivel emoțional, dar și Martele și Venusul vostru vor, vor, vor vibra, adică femeia și bărbatul divin vor, vor vibra și pe cale fizică, nu doar emoțională. Ce este frumos că după această apariție feminină superbă, urmează îndrăgostiții se materializează întâlnirea dintre cele două suflete. Suflete perechi, suflete flăcăr gemene, mămică. Flăcăr gemene pentru unii, în octombrie. În octombrie trebuie să alegeți eventual, dragii mei, între un semn de foc și un semn de apă. Ia uite cum vine. Să nu uităm, pentru că în noiembrie aveți regina de bâte. În octombrie va trebui să alegeți o alegere importantă în dragoste între un semn de apă și un semn de foc, sau cineva care vă emoționează profund și vă vindecă, apare vindecătorul, și cineva care vă pune pe foc și vă, vă instigă. În noiembrie, multă pasiune. Această regină de foc apare în zodia scorpionului. Multă pasiune veți simți, multă atracție fizică și creativitate. Și veți manifesta ce ați început să simțiți în, în martie. Iar sunt trigoane de, de apă, foarte multe trigoane de apă. Și e interesant că apare martie, noiembrie, martie să zicem zodia peștilor, noiembrie, la o pești berbec, vă, săgetător scorpion și rac leu. Racleu. Aceste, între aceste cuspide, se desfășoară cele două trigoane de foc și de apă. Sper că nu înțelegeți limbajul, da? Oricum, în noiembrie, pasiune mare, atracție, seducție, cineva încearcă să vă seducă, eventual să vă distragă de la această dragoste, mare grijă, de aia trebuie să alegeți. Sau, repet, veți simți că această legătură este atât de profundă și puteți să manifestați nu doar vindecare și emoții, ci și atracție, dragoste fizică, dorința de a face dragoste și în fizic. Da? Nu doar să vă îmbrățișați sufletele și să vă copreșiți cu poezie, cu, cu blândețe, cu duioșie, cu chestii de genul ăsta. În decembrie, și în decembrie, ce e minunat, vă dați șansa la dragoste, nu e așa că seamănă? Șase de spade. Lăsați apele tulburi. Am în două, lasă apele tulburi și merg către zări senine. Este superb. Ne-am zis, acestea de generale, Uh, trebuie să le și scrieți ce vă place să scrieți ca să puteți manifesta și chiar dacă energia vine, să zic, în martie se poate manifesta în lunile următoare nu, nu e nimic bătut în cuie da? nu a venit în martie, vine, vine în aprilie, în mai, da? povestea se manifestă chiar cu mici decalaje de timp de, timp de ăsta uman <coughs> timp uman aș vrea totuși să clarific așa simt la voi dragă doamnă divină să vedem. Și dragă domnule divin. să vedem. 8 de spade. O, oh, un semn de aer e obsedat de voi. Sau niște vești neplăcute. Tot așa. Ai, seamănă cu tor. Niște, vești neplăcute vă, vă stresează, vă, vă dărâmă lumea. Dar va trebui să învățați. Să vă vindecați. Da. Niște vești neplăcute. Cineva, cineva gelos, cineva vine, iaute, Vine după o tăcere. Posibil semn de pământ, fecioară, 8 de, de, pământ, ia uite, vrea să renască ceva. Hm. Și vine cineva cu niște mesaje neplăcute aici, în mai. Ori bărfe, deși, valetul, deși cavalerul nu prea bărfește, mai degrabă valetul, vine cineva să vă spună un adevăr neplăcut, un adevăr stresant, stresant pentru ei, pentru voi, ceva care dărâmă. Este energia neașteptată care se manifestă la turnul, aceeași energie niște vești neașteptate. care vă, vă efectiv vă, vă face să vă dărâmați în, în voi. Dar, nicio problemă, că apare reconstrucția prin această temperanță. Ce înseamnă reconstrucția? Înseamnă vindecare, echilibru emoțional, curățenie, sănătate. Pentru că ați învățat, ați învățat în această comunicare cu cineva sau prin această dezvoltare a voastră emoțională. Dar am zis mai devreme, este și cineva care vă Valina. E cineva care vă valina. Hai să-și clarific. Șase de spade. Opa. Șase de spade, interesant. Vine casa, tradițiile și șase de monede. Hm. Unii dintre voi lăsați un semn de pământ în spate. Unii dintre voi așa simt. Ce lăsați în spate? Casa vreau, vreau să știu. Ce lăsați în spate? Pentru mine, știți că acest șase de băte reprezintă și triunghi amoros. Triunghi amoros acasă. O casă dezechilibrată, un cuplu dezechilibrat. Lăsați în urmă. Eventual, lăsați în urmă apele tulburi și mergeți către cineva vă va finanța. Există și varianta cealaltă bună: vă va finanța, vă va ajuta financiar. Și veți reuși să construiți ceva acasă, în casa voastră, în job-ul vostru, veți avea succes la un moment dat, prin anii următori, da? Posibil. Posibil. Aveți două variante. Ori lăsați un semn de pământ pe care, cu care ați sperat că faceți casă și lucrurile au fost dezechilibrate. Se vede că e un triunghi, da? E un triunghi. Posibil, dragii mei, interesant, că am văzut mesajul de la început, aventurosul, cavalerul de bute care a venit lângă semnul de pământ, aici să revină în martie și noiembrie și la un moment dat chiar așa, să vină cineva cu această atitudine care vă pune pe foc, vă, vă atrage sexual, dar nu-i suficient. De-aia trebuie să alegeți la un moment dat între regina de cupe și regina de bute. Acest personaj nu contează că e bărbat femeie da? Un personaj care vă seduce și altul care vă vinde că Aici este cuplul. Aici este cuplul divin. Care este? Hm? Trebuie să învățați. Trebuie să învățați. Ia uite. Le Am zis bine. Semnul de pământ care v-a pus într-un triunghi și v-a pus să alegeți. Să manifestați o nouă lume. Să vă dați șansa. dar Știți cum? Ce n-a mers cu cineva este o șansă a destinului să meargă cu altcineva. Știți cum? Rejection means protection. Nu? Asta e. Dacă n-a mers cu cineva, merge cu altcineva pentru că ăsta e destinul vostru. Poate destin, încă poate. Așa zic eu. Destinul a fost să nu meargă cu cineva ca să vă dați șansa la dragoste cu altcineva. Și uite, așa manifestați dragostea adevărată. Dar, repere, vin. După ce vă vindecați de un suflet pereche, da? Doi de apă. Suflet pereche. Care v-a rănit? 9 de aer. 9 de aer. Va crea stres. 9, 8 de aer, da? Va crea stres mental acest personaj. Cam atât o cam Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, și vă pup! Sărbători fericite!